În primul semestru al acestui an au fost efectuate 553 de controle, au fost verificate 119 obiective și 1609 mijloace de transport. Polițiștii au intervenit la 107 apeluri primite prin 112 privind transportul de material lemnos, dintre care doar 27 au fost 27% au fost confirmate. În urma controalelor și acțiunilor întreprinse, polițiștii au confiscat peste 760 de metri cu materiale în nos, în valoare de 191.350 lei.